staburi de miere din căsuțe care se înghesuie una în alta și se conturează una pe alta? Pentru că albina este ființă socială. Ori asta înseamnă că dacă noi suntem liniari în gândire, este pentru că suntem sociali în conviețuire. Adică, avem nevoie de delimitări și de convenții. Uite, vezi, ca să nu te mai duc să vezi toate merele de pe lume, îți desenezi unul. Și tu trebuie să mă crezi, pentru că sunt mamă. Și tu ești atașat de mine. Apropo de a crede, da? Baza credinței este imprintul. Adică este trăirea aia elementară, foarte emoționantă pentru că ți s-a întâmplat ceva copleșitor, pe care nu o uiți și ești convins că există după aceea toată viața ta. Asta este baza ecologistului a credinței. Și vorbesc așa, nu pentru că vreau să fac polemică între credință și creaționism, pentru că de fapt sunt același lucru. Și între credință și evoluționism, pentru că sunt același lucru. Se înțeleg foarte bine. Dar asta e așa o discuție. Deci noi oamenii tragem linii. În mintea noastră există praguri. Știți că voi ați făcut la biologie experimente cu proscuța, cu celorile voastre? Nu se mai face așa ceva, pe vremea noastră. Trebuia să fie îngroaște, să mergem la școală cu ele. Nu vreau să vă spun ce este ceva. Ideea e că trebuia să ajungem la un picioruș de broască cu neuron cu tot care mergea până la modul la spinării și aplicam stimul și piciorușul săracul să se contracta singur fără broască. Asta era școala. Era școala biologistă a lui Lukov din Uniunea Sovietică. Ne trebuia să o reproducem. Okay? Și, bun, acea contracție a piciorului arăta că dacă doar atingi un pic piciorușul de broască, nu se întâmplă nimic. Dacă este o cantitate mai mare de stimul, atunci se întâmplă contracție. V-am dat exemplul ăsta trist, pentru că vreau să rețineți că în fiziologia sistemului nervos există ceea ce se numește prag. Adică, cum stai așa pe scaun, stai pe scaun și totul este sub prag. În momentul în care te-ai dat mai așa și te-a înțepat ceva în fund, a fost depășit pragul și trebuie să vezi ce este. Simți cu mâna aerul din preajma ta. Dacă temperatura depășește un prag, zici, mi-e frig. Deci, din toată se face un fel de revelație în sistemul nervos. O furtună de senzații se întâmplă și te fac să zici că simți și să faci ceva. Datorită acestui prag în funcționarea neuronului, neuronul are stimuli indiferenți pe care nu i-am considerație și credeți-mă, dacă nu am luat în considerație tot stimulii din jur, ne-ar ajunge să trăim o secundă. Sunt enorm de mulți și foarte frumoși. Dar ne sunt indiferenți. Și numai ce este peste un prag este semnificativ, se numește semnificație pentru sistemul nervos. Adică este chestia, știți, doctora picătura chinezească, da? Îi se lasă să pice o picătură de apă pe mână și e gâtiloasă, încă o picătură, în același loc, nicio problemă, la a 5.000 picătură, doar peste încă vreo 3.000 de picături, îți vine să mori, numai să nu mai simți asta. Pentru că se sumează stimuli și depășesc pragurile succesive ale semnificației, ale disconfortului, ale durerii, ale tragediei. Înțelegeți? Cu asta înseamnă, așa funcționează creierul uman. Baza lui neuronală este pragul. Și pragul, din punct de vedere psihologic, este linia. Ai tras o linie, există. Nu ai tras nimic, e un fundal. Îmi pare rău că nu avem tablă aici, îmi spuneam că dacă vin avem ce o să fie tablă, n-am văzut. Că sunt tablete, nu sunt tablete. Și atunci când oamenii, de exemplu, când se face o cercetare, este coordonata X și Y, da, sunt coordonate la X și Y, da? Și sunt niște rezultate. Cantități versus timp, să spunem, și ies așa niște punctișoare împrășteate pe foaia de hârtie și vine profesorul și spune
Dar este clar, vedeți, asta e tendința. Și trage o linie. Două minuțe și undeva jos pe aici. Nu va gândi nimeni în seama. Aia ar putea să fie un om. Aia ar putea să fie Eminescu. Care este atipic, știți? El e geniu. Nu este pe linie. El face parte din realitate. Și nimeni nu va gândi seama pentru că trebuie să fie în linie. Asta înseamnă să faci cercetare statistică. Vă vorbesc despre asta pentru că în ziua de astăzi, apropo de credințe, oamenii cred în statistică. Și ea este zero. Pentru că este doar o imaginație. Realitatea este mult mai împrăștiată. Ați văzut cum e mâna în Silvie. Ok? Nu este măsurabilă pentru că etalonul se mișcă. Pentru că etalonul metru, de exemplu, face parte din mai multe realități. Pentru că este relativ. Și atunci nu există știință bazată pe statistică, adică pe cercetare cantitativă. Poate să existe știință în sensul de cunoaștere bazată pe evaluare calitativă. O evaluare calitativă a lui Permarcuson a fost povestea. De exemplu, când povestești, transfer cunoștințe sub o formă calitativă. Nu dai cifre. De ce se dau cifre? Ia altă întrebare. Este o problemă a bărbaților, de ce? Cifrele au apărut pentru că bărbații gândesc cantitativ. În competiția aceasta specifică fiecare specie sociale între indivizi, partea masculină este cea care răspunde mai acut competiției. Dacă auzi doi prieteni cum vorbesc, cum o să spună? Bă, mi-a luat un laptop. Serios? Și câți giga de la 8. Bă, ești prost? Am luat 16. Bine, mă, că ești tare. Dar lasă că eu am fost la seară și am băut 16 beri. Și vorbești, mă. Păi eu am un prieten care a avut 24. Asta e discuție între bărbați. Nu vreau să fiu ironic la adresa datului mele. Dar am vrut doar să exemplific faptul că din cauza percepției cantitative a oamenilor, a bărbaților, inclusiv cu privire la numărul de femei și nu cu privire la calitatea lor, specia noastră este, începe să tragă, de exemplu, dungi de vopsea albă pe asfalt. Ați văzut comportamentul unui bărbat când îi calci vopseaua albă pe asfalt și merge în fața lui? Parcă moare, parcă ar vrea să mori tu, pentru că te-ai băgat în fața lui, pe linia lui. Atât de puternică este linearitatea în gândirea masculină, încât bărbații priviți de sus arată ca niște tramvaie. Vedeți foarte serios. Care nu vor decât să reușească. Și dacă este un obstacol, ce fac? Împing. Asta fac bărbații în fața unui aspect cantitativ. Nu vreau să spun că este neapărat ceva priorativ. Prin analogie, femeile cum reacționează? Holistic, domnule. Ele simt, ele merg pe stradă, merge soția noastră pe stradă sau cu prietena noastră și vă vede cu coada ochiului, nici nu se uită la noastră. Zice, avea un fular de gulăbit. O, tu nu te uita la mine. Simte că n-ai fost la servicii. De unde știi? Că, uite, am fost în locul ăsta până la și 20, chiar ca întâi, să știți, am muncit 8 ore și jumătate. Peste noapte. Nu, nu ai fost asta. De unde știi? Simte, pentru că un colț al ochiului tău și cu un bon de benzină de-al altei și cu cum te-a văzut că vizionă urmă când ai plecat de dimineață și cu încă ceva egal o certitudine. Ideea este să duceți în păcat. Constata bărbatului care duce undeva, de multe ori prin perete și trece chiar și cu el,
și gândirea holistică, de tip calitativ a femeii. De altfel, se pare că Universul este constituit așa și viața respectă în tocmai rețeta asta, și anume combinația între o constantă și o variabilă. Întotdeauna când se întâlnesc cele două, se naște ceva dinamic. Da? Face ecuația, are un rezultat și pe el îl introduce din nou în calcul. Iterația este și când, de exemplu, tu ai o experiență de viață, tragi o concluzie și o folosești. Iterația este când ai pățit ceva, te-ai speriat de un lucru și lucrul ăla se reia și faci atac de panică. Așa se face atacul de panică, prin iterații inconștiente ale unei experiențe. Deci iterația este un fenomen specific vieții. Fascinant. În teoria catastrofilor, iterația este elementul de bază. Și că ți s-a născut un copil, ci că se spune că a murit cineva. Asta te gândesc în catastrofe pentru că te gândim linear. Pentru Univers, însă, se lucru continuu. Înțelegeți ce vreau să spun? Doar pentru că noi, oamenii, ne-am făcut singur tragedia de limitărilor stricte, ne temem de moarte. Pentru că facem din moarte o linie implacabilă. Când, de fapt, ea, ca să vă stric seara, în momentul ăsta suntem morți într-o bună măsură, deja. Și după ce ceilalți spun că am murit, noi suntem în continuare undeva. Nu vorbesc aici de spiritism. Sub formă de amintiri, de cunoștințe transferate, de creații artistice, de sentimente și resentimente, existența noastră continuă, inclusiv cea minerală, care e folosită de copaci. Adică ideea este că această linearitate, pe lângă faptul că dă senzația că omenirea evoluează, creează foarte multă tragedie. Și ghici cine e mai afectat de tragedie? Bărbatul sau femeia? Pentru că este mai linear. Pentru că la el, dacă s-a rupt ceva, e mai grav. La femeie nu se rupe. Flexibil. E reversibil. Femeia se poate răzgândi. De așa? Este bine când se răzgândește, zice bărbatul, pentru că are nevoie să se răzgândească altcineva cu lui. Pentru că el gândește bine. Vedeți ce combinație între cum e viața și cum sunt oamenii? Totul este un continuu. Noi suntem parte din asta, bineînțeles. Dar ce încerc să vă zic în seara asta este că nu suntem separați, cum ne punem noi în apartamente. E așa de trist să vezi oamenii cum trec unii pe lângă alții pe stradă, fără să simtă mirosul, fără să le pese dacă celălalt simte ceva. Nu e trist? Anomia asta este expresia foarte, este expresia extremă a acestei linearități care ne străinează unde alții și ne delimitează.